oră înseamnă lumină pentru tamburile lui Nicu Doctorea. Lumină pentru mai pentru eternitate. Vă salut și mă bucur din suflet că v-am văzut. Vin cu mare bucurie, am mai fost aici la dumneavoastră. Mă bucur că-l văd pe domnul Stoica. Cândva m-a invitat acum vreo 2 ani la Doftana, unde printre cei noi, printre noi era și George Stanca. A fost frumos, e bine că ne întâlnim. Mi-era dor de dumneavoastră, mi-era dor de domnul Stoica, era dor de domnul Lucian Gruia, de prietenul meu Nicu Doftoreanu, maestrul tangourilor, și mi-era dor de veghe Stan, capul mesei, în mijlocul mesei, și dirigează angelic orchestra tangourilor doftoriene. Să ne întoarcem de pe autostradă înapoi, când îi spun prietenului Nicu Cizmaru, mă, Nicule, eu nu, oamenii ăștia ne țin acolo o săptămână, eu sunt cel de gând. Eu nu stau mai mult de 3 zile, mai bine ne întoarcem înapoi. Păi dacă e vorba de o relație naș-fin, vă dați seama. Se lasă. De 3 zile, o dată e... Vede nașul. 7 zile durează la român. Dar înainte puteam să ne întoarcem, că ne tamponăm cu pleonajul. Exact. Editura Mircea cel Bătrân de la Râmnicul Lucea, pe care o conduc, și comunitatea românească de la Viena îi oferă domnului Doctoreanu o diplomă și o medalie. Mi-aș dori, mă bucur că am văzut mulți prieteni în sală, mă bucur că ne-am întâlnit. Mi-aș dori, domnul Stoica, domnul Victor, dacă se poate, să ne luați și pe noi în evidență de la Vâlcea, să venim cu o carte, două, la o lansare de carte. Când considerați, când aveți timp. Unul ca mine, din care face parte din categoria oamenilor inutili, și mai alaltă ieri am intrat în jumătatea cealaltă a vieții, sunt dispus și îmi plac plimbările, îmi plac și mă simt extraordinar în fața dumneavoastră. La mulți ani! La mulți ani! Era! Pentru un neștiutor de carte, care este jumătatea vieții? Cea mai bună. Cea mai bună în ultima. Eu acum, ce să vă spun cu mândrie, că sunt la o anume catedră a celor 70 de ani. Și am văzut pe Nicu Doftoreanu are ceva acolo, o dispută cu justiția și cu oamenii care, prietenii cu ghilimele. Eu l-aș sfătui să le spună acelora ce le spun și eu. Păi, rugați-vă la Dumnezeu să nu ajungeți în anii mei. În rest, dumneavoastră, numai bine, vă îmbrățișez cu sufletul, încă n-am plecat și mi-e dor de o nouă revedere. Frumos. Vă mulțumesc. Să vă mulțumesc.